Am venit în acest oraș minunat, care este plin de tradiție, este plin de istorie și care are cu certitudine un viitor foarte frumos. Am venit să mă bucur împreună cu domniile voastre și de realizările care au fost înfăptuite prin muncă, prin foarte multă dăruire în această comunitate. Iar realizările pe care le-a menționat parțial domnul primar sunt nu altceva decât efortul comun, care demonstrează că împreună putem să reușim. Eu vă felicit cu această sfântă și frumoasă sărbătoare, vă doresc să prăznuiți bine și fie că acest oraș minunat să fie tot timpul în paza bunului Dumnezeu. Iar voi, prin muncă, să faceți cât mai multe lucruri frumoase. Și aș vrea să mai spun un lucru. Inima Moldovei este în fiecare dintre noi, cetățenii țării noastre, oriunde nu ne-am aflat noi. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l realizăm este ca inima noastră, oriunde nu ne-am aflat noi, să bată în unison. Iar gândurile să fie îndreptate către un scop comun. Iar acest scop comun este să construim o țară modernă, o țară puternică, care oferă cetățenilor săi drepturi, libertăți și bunăstare.